Mănăstirea Sâmbăta de Sus. Asemenea vârfurilor înzăpezite ale munților Făgăraș aflate în apropiere, dragostea pentru credința ortodoxă nu a putut fi topită nici de tunurile împărăției austro-ungare în secolul XVIII și nici de Ciuma Roșie. Ctitoria domnitorului martir Constantin Brâncoveanu renaște ca prin miracol după cel de-al doilea război mondial. Ani grei pentru credință, călugări și mănăstiri. Dumnezeu o apără de dorința de distrugere a mai marilor din perioada comunistă, iar dinăuntrul zidurilor ei răspândesc pretutindeni iubire și înțelepciune mari părinți duhovnicești ca Arsenie Boca și Teofil Părăian. Credință, istorie și cultură. Filmul documentar Mănăstirea Sâmbăta de Sus, acum pe DVD. DVD-ul are subtitrări pentru limbile engleză, franceză și germană.